Un eveniment important la începutul anului, grupul de firme Niro premiază Naționala de Handbal. Este un gest de normalitate și, nu știu, o încurajare pentru acest ciclu olimpic? Nouă mi s-a părut că, dincolo de așteptările ce pot, se pot limita la existența unui loc de podium, prestația echipei feminine la campionatul european pentru noi a fost una extrem de serioasă, plină de profesionalism, de dăruire până la sacrificiu. Iată deci că, în ce ne privește, apreciem că numai cu o conjunctură ușor nefavorabilă a făcut ca naționala feminină să nu ocupe un loc pe podium la aceste europene. Dar suntem convinși că în întrecerile viitoare, cu resurse alocate corespunzător, cu un management tehnic de calibru, de nivel, această selecționată, ca și cea masculină și celelalte din categoria selecționatelor de junior și tineret, vor avea la nivel de devenire rezultate care să promită în continuare pentru handbalul românesc performanțe foarte mari. Ați început anul cu o sărbătoare. Așa o să o țineți în 2017? Doamne ajută, da. Mulțumim mult pentru invitație. Un domn foarte, foarte serios și foarte bun. Vă mulțumim mult. Am început chiar foarte frumos anul, să termine și așa, Doamne ajută. De fiecare dată e o plăcere să ne revedem, ne simțim extraordinar și sperăm ca noul an să ne aducă, să fie un an cel puțin la fel de bun cum a fost cel de a trecut.